Bună seara, dragilor! Bine ați revenit din nou astăzi, alături de mine și Ștefan. Bună seara și bine v-am regăsit în această seară. Cred că ușor ploioasă din ce am observat eu când am venit. Mirosea puțin la ploaie așa pe afară. Însă aici în platoul nostru nu plouă, este cald, ne simțim bine. Corect. Bianca este puțin emoționată, sau mi se pare mie, dar cu mai multe detalii despre acest motiv, putem spune, o las chiar pe ea să ne spună cum și de ce. Oare să fie invitatul de vină? Da, invitatul de vină. Să pomeniți. Invitatul de astăzi este un tânăr pe care îl iubește o țară întreagă și pe care îl cunoaște o țară întreagă. Și știu cât de mult v-ați dorit să-l vedeți din nou astăzi, chiar dacă îl vedeți mai tot timpul pe TikTok, chiar dacă mai e blocat din când în când, să știți că el nu vă uită. Pot să spun asta pentru că aseară, fiind pe live, această persoană era acolo, activă. Pe chat? Pe chat, pe ce vrei tu, era acolo, era primul, înțelegi? Prima bulinuță acolo. One and only. Așa că eu nu mai vreau să mai zic nimic pentru că cuvintele sunt deprisos, pentru că oamenii știu despre cine este vorba. Cred că și-au dat seama în mare parte sau nu și-ar fi dat seama. În fine, mă las să-i fac eu introducerea, îmi permiți? Te rog, că eu nu mai pot eu. Dacă mai spun prea mult... Că a fost și o nebunie cu febra asta, când, cum, în ce dată, asta ați aflat-o zilele precedente. În colțul roșu, favorit în data de 10 mai, Iancu Sterp. Bine, bă! Forță! Te salutăm, Iancu! Vă pup și vă iubesc pentru introducerea asta. Vă trimit ceva și în cont, să-mi lăsați conturile după aia. E, lasă, în PayPal! Pe TikTok mai bine. Mai nou lucrăm cu PayPal-ul. Bun. Facem așa. Ce faci, cum ești? Că aici s-au pierdut niște cuvinte, așa că le întreb, mi le-a transmis mie. Ce faci, cum ești, cum te simți? Bine, foarte bine, mulțumesc pentru întrebare. Las că le regăsim cuvintele, nu-i problemă. Dacă le pierd bea, cuvintele le găsim noi împreună, că noi ne descurcăm mai bine împreună, știe toată lumea. Dar eu serios că m-am pierdut, dar nu știu de ce. M-am pierdut în zâmbetul tău. Bun. Tot vrăjeala de la București, bună. Cu care m-a dat pe spate tot timpul. Până la acum mă gândeam sincer, Iancu, că ne cunoaștem de 3 ani de zile și cât de tare ne-am maturizat și eu și tu. Da, bun, dar ne știm de 3 ani, dar parcă ne știm de când eram mici. Da! E senzația, da. E sentimentul ăla fain, așa, știi? Da, da, super mișto. Și ce credeți? Vedeți că Iancu e cam luminoată așa la față și mă întreba, zic, mă, dar oare de ce? Și-a luat și el aparatură special pentru TikTok. Mi-am luat lumină de asta de vloguri ca să fac și eu mai, să arăt și eu mai ok. Deci uite, arăta lumea la mine și arăt tot ca naiba. Corect, da. Acum ești la mama Geta acasă, da? Adică la voi acasă. Da, la noi acasă, da. Pentru că zilele trecute erai la antrenor? Păi da, și cam acolo o să-mi petrec restul zilelor până la meci, că nu are credere în mine, știi că mie cum mai îmi place și viața de noapte și mai ies, el vrea să mă pună la somn de vreme, știu, să dorm mai la casă, mă ține la program, strig, mă pune la... Îi dau perfectă dreptate. Așa, da, antrenor. Auzi, e antrenor ca poate, da. Îi dau șpagă să te țină cât mai mult în casă. Abia că vorbeai de maturizat. Dar Ștefan ce s-a maturizat de când ești de la Survivor? Da, e foarte... Schimbările în viață mai mult le faci și fără să vrei. Fără sau, să vrei. Și cu, sau, mai mult cu sau fără voia ta. Acum, că ori fi în bine sau că ori fi în rău, lăsăm oamenii să decidă. Știi cum e? Așa e, așa e, Ștefan. Rămâne cum de văzut. Cum ești, Iancu? Ce mai faci? Bine, eu fac de toate. Antrenamente. Știi că eu sunt multifuncțional, fac de toate. Azi am fost, am cărat niște baloți la OEI când mai aveau niște porumb, niște de să pleci pe la fermă, m-am învârtit. Acum fac live cu voi, mai târziu fac live pe TikTok cu Rafael, o să intrați acolo, să fim forță, toate tancurile mele să-l batem. Stai, că știu. Și bibișorii și Ștefanori și toată lumea. Și bibișorii la ora 22:00.
exact, 22. Live pe TikTok. Ora României, ca să nu se confunde. 22, ora României. Trebuie neapărat specificat pentru că sunt foarte mulți români plecați. Și tot timpul au apărut problemele astea pe TikTok când intri în live, domnule, la ce oră joci? Ah, corect, că sunt mulți români plecați, da. Deci ora 22, ora României. Iancu, să ai grijă cu Rafaelo, că are forțe. Are forțe, păi și eu n-am. Păi nu, și tu ai, dar eu spun așa ca să audă lumea. Dacă vin bibișorii și ăștia lui Ștefan și... Leuții și cu panzerele sterpene. Oi, Doamne, nici nu vreau să mă gândesc. Eu special am zis Iancu ca să vină oamenii. Am să știe că Rafaelo e hoț, că am jucat și eu cu el și m-a bătut rău de tot. Serios? Da. Cu tine nici nu mă interesa că pierd. Că oricum banii tot în familie se duc. Bună. Bine, ține cu casa. Dar eu la un moment dat când am jucat, chiar voiam să câștig tu, că am câștigat de câteva ori și voiam să câștig. Bine, am câștigat de vreo două, trei ori. Știu. Dar aș vrea să fie așa, cam un echilibru, să fim cam egal. Știu, da, chiar trebuie să mai jucăm, ca să mă bați și pe mai multe. Uite, să fim chit. Uite, de ce îmi place să joc cu tine? Am observat că tu, că n-au mai fost și meciuri când ai pierdut. Acum vorbim despre TikTok, că e foarte actual și toată lumea e pe TikTok. Am văzut că când pierzi, tu nu ești ofticat. Exact ăsta e cuvântul. Știi? Adică bă, să știi că nu sunt, câteodată poate mai sunt, dacă joc numai, dacă am joc cu băieții de ăștia, așa mai... Da, care sunt meciuri. Dar în general așa am văzut că ești ok, dar sunt persoane care se oftică în continuu când pierd, știi? Da, unii sunt disperați rău de viață. Pe până la urmă trebuie să nu-ți seama că e un joc. Chiar dacă e intens acolo și te prinde, tot un joc e până la urmă. Așa din viața asta ta de TikTok de când ai început, dă o lună, dacă nu mă înșel, e maxim o lună, mai nu? Mai puțin. Maxim, să faci o lună. El a început mai puțin de o lună, că eu am început de o lună. În fine, consider că unii oameni o iau prea personal, că sunt fete sau că sunt băieți, din ce ai observat tu. Că o iau prea personal? Da. Joaca asta pe care noi pur și simplu vedem ca joacă. Eu, tu, da, Bianca, Culiță și așa mai departe. Noi o luăm ca și joacă. În schimb, alte persoane o iau foarte, foarte personal. Care este părerea ta? Adică... Bă, da. Să știi că, da, eu zic că s-a făcut o nebunie din jocurile astea. Cred că o să se ajungă și la altele mai rele. Doamne feri, numai să nu... Sunt exact de aceeași părere. Eu sunt exact de aceeași părere. Chiar sunt nebuniți după... Și pe mine, nu pot să zic, pe mine mă prins la un moment dat, că te prinzi jocul ăla și e fain, așa, câștigi, pierzi, dar până la urmă, eu nu pot să stau, nu știu, mai mult de jumătate de oră, o oră pe seară, așa, că mă satur, așa, alții stau câte o noapte întreagă, parcă-s drogați acolo pe jocul ăla. Asta deja e... nu e ok. Acum, făcând o glumă de TikTok, am înțeles că îți place Fruity Fresh? Da, alu prietenul nostru, Micula. Nu neapărat, eu nu... N-am treabă să stau cu Fruity Fresh pe live, beau și cola, beau și Fruity Fresh și apă, ce am, e problemă. Era o glumă. Da, știu ce zici. Deci, dar, ce să zic? Pot contropi încă. Deci te ocupi cu TikTok, cu antrenamente, cu muncă, una alta. Dar viața ta personală. Viața noastră personală. Da. Viața noastră sentimentală. Păi, Bianca, nu mi-am mai făcut timp de noi acum, de viața noastră, dacă mi-am pus toate munci. Dar nu, eu nu mă supăr pentru că tu lucrezi la viitorul tău și știu că într-o zi Dumnezeu ne va aduce unul lângă celălalt. Trebuie să le asigurăm un viitor cât mai bun copiilor noștri, să ducă și mai bine. Exact piesa de ți-am dedicat-o aseară. Simt nevoia să ne mă de mână. Și jură iubire. Mai oameni buni, eu simt nevoia să mă retrag din această discuție, mă simt puțin în plus. Dar nu, dar te rugăm, rămâi. Ștefan, de fapt eu cu Bianca chiar am vorbit că vreți să asigurăm și ție un viitor strălucit, așa. Ce faci, măi, la stână? O să fii cioban șef la mine. Bă, sincer, dacă e să fiu cioban, să încep să fiu cioban la tine și după aia să ajung cioban ca Gigi Becali, n-ar fi rău. Păi vezi? Păi chiar nu mi-ar părea rău, vrei să te mint? Vezi? Și Becali, tot așa au plecat. Păi... Trebuie să treci prin toate etapele, n-ai ce să faci. Corect. Dacă tot ajungem așa și vorbim de TikTok și trecem prin toate etapele, spune-ne, te rog, așa, provocările pe care tu le-ai dat, pe care tu le-ai făcut, cum ți s-au părut, cum le-ai simțit? Băi, eu sincer...
cel mai mult îmi place, la provocări îmi place de nebunul de Alin, că ăla face provocări trezinte. Și eu, sincer, aș face și mai nebune data, dar nu prea am cu cine să fac așa provocări mai idiote de asta. Că eu aș face, mai și eu stâmpit așa. Dar nu, joc cu Bianca nu pot să-i dau să meargă la peco să facă ce face el asta. Lasă că mi-ai dat provocări faine. Cea mai faină să scriu numele tău. Pe mine. Mai am eu scris acolo, să văd. Da, mai am, îți dai seama. Acum nu pot să arăt. De atunci, mamă, stă acolo, știi? Lasă că am văzut că le-ai dat și la alte fete provocarea asta. Păi le-am dat după ce ți-a dat-o ție. Tu ai fost prima originală. După am dat-o așa la Caterinca, știi cum. Da. Tu ce provocări ai dat Bianca când ai câștigat? Dar nici nu mai, dar n-am câștigat decât de vreo 2-3 ori. Nu, Iancu. Păi și nu ai dat nicio provocare? Da, ba da, mi-a dat. A, să-mi facă declarație de dragoste. Am făcut mare declarație de dragoste, da. Când fost până după aia. De-am făcut declarație de dragoste. Ne-am spus cuvinte frumoase din suflet. Bă, chiar da, nu a fost la Caterinca, că au fost mișto făcute. Chiar mi-a plăcut postarea. Ai văzut? A, și da, ți-am făcut piesa aia, cu piesa aia. Provocarea de la tine, care a făcut 2 milioane și ceva de vizualizări. Mamă, așa mult au făcut? Da, da, da. Mamă, și fain ai făcut clipul. 2 milioane 200 de vizualizări, cam așa, sau 300, nu mai știu exact. Mamă, bombă, bombă. Ce să fac, Iancu? Ne iubește foarte mult lumea, unul lângă celălalt. Deci strălucim și separat, dar împreună... Păi ia, dacă tot vă iubește lumea și împreună, dar mai mult separat... Nu, împreună. Invers, Iancu. Invers, pe tocmai de-aia am zis, o să văd dacă mă corectez. Vezi ce gelos e, Iancu? Eu? Niciodată, chiar m-aș bucura pentru voi, pentru că îl cunosc personal și pe el, te cunosc personal și pe tine, totodată, din moment ce stăm pe aceeași canapea, și chiar m-aș bucura să mai vin din când în când. O să fiu fericit, bă, n-aș aveți, dacă e? N-avem nevoie. Păi, dar trebuie să dai un dar mare. Păi de-aia zic, că n-avem nevoie. A, uite, ăsta pune n-aș doar pe dar, mă. Păi da, nu merităm și noi. Nu pui și tu n-aș de suflet, pui doar de dar, a? Bă, eu aș pune din suflet, dar Bianca e cu nou cu astea. I-am luat după ea, eu zic că n-am, trebuie să... Știi că sunt cu casa, Iancu, știi că sunt cu casa. Știi? Exact. Păi nu, trebuie să strângem, să... Eu, ia lămuriți voi care e problema asta între voi doi. De ce nu împreună și separați? Ia, nu știu, Iancu, dar sincer, uite, asta mă gândeam. După 3 ani de zile, deja tot mă gândesc. Cine schimbă buletinul pe București sau cine schimbă pe Hațe? Hai să vedem adevărul adevărat. Ce între mine și Iancu? Dar sincer, e o chimie care nu se poate șterge nici cu buretele. Oricine s-ar băga... Până la urmă, tot nu rămâne Bianca, n-ai ce să nu te poți opune destinul, ce să-i faci? Nu știu, asta o să vedem acum... Mă, destinul cum lucrează mai mult? Astrele astea cum se aliniază? Lucrează de vineri până sâmbătă, între 8 și 2. Eu n-am mai cunoscut Ian cu băiat ca tine. Adică? Așa... dulce, frumos, deștept, cu bun simț, amuzant, de toate. Mă minte Ștefan sau zice adevărul, că nu pot să-mi dau seama că are un zâmbet ascuns acolo, trebuie lângă ea, poți să-l simți. Având în vedere discuțiile pe care le-am mai avut, așa cu ea în ultimele zile, nu minte deloc. Atunci ok, m-am liniștit. Nu mint. Deci nu ce să chiar fac, nu minte în privința asta. Dacă ai venit la București și asta față în față. Ai simți. Ochi în ochi. Sinceritatea. Iancu, eu cred că te-ai topi. Ia uite că s-a topit și ecranul. S-a... Topit ecranul. Deci s-a închis ecranul. Gata, da. Ce? De la atâta dragoste s-a făcut o mică pană de prânz. Bun. Iancu, noi doi ne-am certat vreodată? Sincer, cred că am mai avut așa discuții, dar nu, tu poate ai fi vrut să te cerți, dar eu cam ți-am tăiat tot timpul așa. Nu-ți place. Nu-ți place să te cerți. Un tânăr foarte fain, zice doamna Emilia Petrescu. Doamna Angela, foarte harnic, Iancu. Să rămână. Bă, aici pot să confirm că e chiar harnic. Toate adică... doamnele te iubesc, Iancu, ce faci? Mai poți? Bă, ce al tău, e al tău. Cum e să fii iubit de o țară întreagă?
A, păi tu să-mi spui că și pe tine te iubești toată lumea și pe Ștefan la fel, că fiecare are admiratorii. Mm, pe mine un sfert de țară, că nu. Făcând bine, raportul... Deci mai vulcanic, așa nu problemă. La urmă, sufletul contează să fie bun la fiecare. Corect. Îți dați mai pe un sentiment fain. Iancu, făcând raportul între hater și susținători, la mine e cam jumii-juma. La tine, susținătorii depășesc haterii. E, și haterii, dacă au ceva probleme, hop, își au mânușile. Da. Unul câte știi, unul. Chiar discutam cu... Aveam eu un prieten la Sibiu, Claudiu, și discutam cu el asta într-o seară. Bă, dar tu n-ai, tu ai 1000 comentarii bune și numai unul rău strecurat pe acolo printre ele. Știi, da. Nu-i vorba că am și între ele, da. Într-adevăr că tot timpul am răspuns la ăștia care mi-au dat cu hate, le-am răspuns tot cu bunătate, ca să spun așa, ca să nu le răspătesc cu aceeași monedă. Mă mai enervez și vedeți, mă mai ia capul, le mai răspund și eu, dar în mare parte încerc să le dau frumos peste nas, atunci pot să simt tot ei prost, știi? Aici e de apreciat mama Geta, pe care o salutăm pe această cale. Și... Stai, știi că mama Geta e ca tine, vulcanic. A, da? Iancu, da, ești cel mai răbdător din familie, Iancu? Bă, nu vreau să mă laud, dar cred că sunt. Cine e cel mai puțin răbdător? Geta, cred că e cea mai puțin răbdătoare. Și... Bine, și ea e ok, dar na. Geta pe primul loc. Și Ileana? Ileana e destul de răbdătoare și ea. A, înseamnă că ați fi voi doi. Mai eu să mă cu Ileana, Geta cu Ileana. Să știi că și la chip semeni foarte mult cu Ileana, părerea mea. Da, exact. Dar nu uitați de Culiță. La fel de răbdător, poate puțin mai răbdător ca Iancu, dar mâncava și gura voastră, dacă i-ați intrat în mână, e gros. Culiță se enervează mai repede decât tine. Corect. Mai repede, da. Lui Iancu, poți, chiar cu cine vorbeam, nu mai știu cu cine vorbeam zilele trecute despre tine și spuneam că zic lui Iancu să îl tragi de păr de 5-10 ori, el nu reacționează, adică nu... faci rău înapoi, știi? Da, ai chestia asta de a fi foarte calm și asta e un atu de al tău, părerea mea. Nu știu, pe mine mă atrage mult chestia asta la tine. A, păi o să fiu în continuare așa atunci, că chiar mă gândeam să mă schimb de asta. N-are rost. Nu, dar știi cum e? Că atunci când... Eu m-am mai schimbat un pic așa în timp, nu că am vrut neapărat, dar când ești prea bun așa, da. Nici așa nu-i bine, că tot timpul lumea o să creadă că ești fraier dacă ești bun, chiar dacă nu ești și știi fiecare prieten sau dușman ce-i poate capul, când ești bun, ești luat de fraier și eu am pățit asta tot timpul și am de un timp încoace, numai, bine, nu că sunt, tot așa sunt, dar poate am mai țontat câțiva mai lucruri. Mai triez din ea, așa, din când exact, în când. Mai triez din ea. Prima dată te-am văzut nervos. Ca să nu aș ajung la altele. În sezonul întâi te-am văzut nervos cu Zănoaga. A fost prima dată când te-am văzut nervos. Dacă îl vedea, cine a văzut știe. Deci te-ai enervat și încă vorbeai frumos, adică nu jignea nimic. Pur și simplu a zis, te fac, nu mai știu, afiș, nu știu ce ai zis. Da. Mă enervez foarte, foarte, foarte. Dar erai și cu zâmbetul pe buze. Păi să aibă mai mult farmec, ne? Da, tu ucizi cu zâmbetul pe buze, frumos. Exact. Salută și pe mama Geta din partea noastră, că știm că este pe acolo. Dacă ne aude, o pupăm. Da, acum vă aude Geta a trecut pe aici. Geta, o pupăm și pe Geta. Salutăm și pe Geta, cea mai furnicuța hărnicuța Geta, din ce știu eu ultima dată de când am fost acolo. Da. E forță. Să nu mai posteze mâncare, să nu mai postați familia Sterp mâncare pe Instagram. Că ne omorâți. Și... Geta e gospodina acasă. Nu, mai când văd merdenele și cornulețe și Și dacă se poate, aș vrea și o comandă de niște brânzică din aceea și salam. Vai de cap. Rezolvat, când vii la București, să la tine la ușor. Capul meu. Știi cât au ținut alea? 4 zile. Tot. Tot ce mi-a dat mama Geta atunci a ținut doar 4 zile. Serios. Păi am mâncat singur vere. Da, vere. Iancu, fii atent. A scris cineva, Iancu îmi place foarte mult și nepoțelul tău, Milan. Văzusem un clip zile trecute pe TikTok cu Culiță și cu Milan, cu piesa Fetelelele, nu mai știu cum se cheamă așa. Da, l-am văzut și eu. Deci când l-am văzut,
pe cel mic. Zici că îl vedeam pe culiță miniatură. Are o frumusețe, deci eu nu am văzut așa ceva, nu știu, ești subiectiv, înțelegi? Adică nu sunt din familie ca să spui că știi. Poți să confirm nu treaba știu, asta. Deci are ceva așa, tu să-i seama copilul nostru cum o să fie. Mamă, de două ori mai, 10 ori. Deci dacă mai este bun. Brunețel ca tine și cu ochii verzi ca mine. Mamă, tu îți dai seama de ceață. Trebuie să-l ținem în casă, legat, că ne-l fură gagicile. Da, ar fi bombă. Oricum ăsta, Milana la culiță, nepotul meu, toată lumea spune că l-a făcut numai culiță singur, că seamănă numai da. Săraca Daniela a fost doar purtătoare 9 luni, în rest. Da. Să te chinui atât de mult și uite tot cu... Dar și el cred că e mândru... Ba, nu e. Vai. Nu e deloc. Cum parcă... și-a mai și zis primul cuvânt, tată. Da. Tata, tata. Bianca, vezi, eu, noi când ne apucăm vreau să deschidem fabrica și o închidem până la 10. Păi și cine ne crește, mă, Iancu, noi cum ne mai... Copil. Dar cum ne mai bucurăm și noi de viață, Iancu? Vreau și eu să mergem în excursii, vreau și eu să ne plimbăm, să ne dăm cu trotineta. O bine, mergem în primii ani și după aia ne apucăm. Păi asta spun, am 20. Tu cât faci? Tu faci 24, nu? Anul ăsta. 24, da. Oh my god. Se anunță într-un viitor, dacă ar fi și o relație și o productivitate foarte mare, o creștere de copii în petrecerea României. Îi băgăm la subvenție, să luăm subvenție după ei. Păi uite, doamna Sanda zice, buzele lui Iancu și, buzele lui Iancu și ochii Biancăi. Câți băieți, câte fete ca să facem împărțeala de acum? Dar cu asta, 9 fete și un băiat. Vai, 9 fete și un băiat. Așa multe fete vrei? Am glumit, jumate mi-a zicea. Păi așa zic, echilibru să fie. Că și că și la mine în familie tot așa, doi băieți și două fete suntem. Și e foarte așa. Fain, dar aștept și un nepot, vezi că tu deja ai nepoți. Nu mai ai nici nepot. Multe, da. Cred că mai degrabă așteaptă ei nepoți la tine decât tu de la ei. Nu. No. Bun. Păi l-am pe Cristi, el ar trebui, dar cred că tot eu o să fiu prima. Aia zic. Bă, dragilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat în emisiune și v-am spus că pot sta o jumătate de oră și trebuie să plec, că am ceva programat. Dacă te grăbești, te duci la antrenament? Nu merg azi la antrenament. Mai are treabă cu baloții. Am puțină treabă aici la mine în zonă, am ceva programat acum în 10 minute și trebuie să ajung să mă întâlnesc cu cineva. Da, dar Două minute mai vreau să te rețin legat de meci. Am văzut că s-a stabilit în mare parte... Meciul pe care îl vei avea cu băiatul acela din Elveția, da? Cu Neveu. Așa. Este stabilită data 10 mai, da? 10 mai. Exact. Eu n-am mai vrut să spun data, tot l-am întrebat de dată, da. Că tot timpul am transmis ce mi-au transmis ăia cu gala. Prima dată era prin mai, era prin martie, după aia s-a mutat în aprilie, după aia s-a mutat în mai și eu n-am mai vrut să zic. Zicea asta, vorbea prost, zicea că eu amân gala. Zic, bă frate, n-am putere să amân eu gala sau să organizez eu ceva. Corect. Și n-am mai zis nimic, am postat data oficială, 10 mai, e bătut în cuie, toată lumea știe. Va fi live pe ericsef.ro. Exact, să fie live. Toată lumea care vrea să urmărească în direct meciul, pe site-ul ericsef, poate să intre, o să fie pay-per-view și o să vadă acolo. Și poate să și parieze lumea pe fiecare... Da, acolo este pe afiș, este și o casă de pariere unde oamenii pot paria pe victoria ta. Bine, eu zic să parieze pe ce trebuie ca să nu-și piardă banii ca data trecută. Un pronostic așa și mai avem destul de mult timp până atunci. Un pronostic care ar fi? Bă, pronostic, eu nu vreau să vorbească gura fără mică. Nici înainte de meciul cu Ricardo Dunaș și vreau să... Nu-mi stă în fire să nu să mă lau. Ăla realist, ăla realistul. O să fiu cel mai tare. Iancu e cu faptele, nu cu vorbele. Exact. Eu zic că o să fie bine, o să vedeți. Vedem spectacol. Fie bine pentru mine și 3 luni de spitalizare pentru el, ceva de genul. Doar 3 luni, am înțeles. Bun, atunci e bine. Mai distrus, Iancu, bună vorba asta, bravo, bine spus. Nu de el, dar în general, așa ai zis bine, frumos. Bravo, cu vorbele la tine, așa frumos, deștept, am zis. Vă pup, vă iubesc, ne vedem. Pupici, mulțumim mult că ai intrat. Te pupăm. Mare plăcere. Pa, vă pup. Da? Frumos.
Da, da. Măi, Bibi, eu n-am înțeles emoțiile astea pe care le-ai avut la început. Da, n-am înțeles nici eu. Ai avut păi așa nu, puțin discuția de dinainte de emisiune cu el m-a emoționat. Love is in the air. Bate Iancu. Voi pe cine pariați la meci? Și eu zic tot Iancu. Deși, sincer, dacă ia bătaie, nu știu. Și chiar dacă ia bătaie, nu contează. Tot numărul unu-i. Mult succes, Iancu. A ieșit Iancu. Iancu-l bate. Și eu zic la fel. Bravo, Iancu, noroc. Da. Cam susținut Iancu așa, a? Nici ni se pare este nou. Da, dragi, aseară eram într-un meci pe TikTok. De fapt, nu eram într-un meci. Eram într-un live cu cineva pe TikTok, cu Florinel, care cântă piesa Te iubesc oriunde fii. Eram pe live. Și Iancu mi-a trimis o barcă. Eu nu eram în meci. Și fix atunci mi-a dat băiatul să intru în meci. Am intrat în meci. Și la câteva minute Iancu barca. Din nou că pierduse. Aia s-a pierdus. Era... Și ce ai zis? Dacă ai pierdut-o pe asta... Ce? Barca e, da, barca este un cadou. Da, e dreptate. Uite, că tăi ce bine. Cine nu se uită pe TikTok, poate nu știe. Da, și-a venit cu barca pe care s-a pierduse înainte. Am mai trimis încă o barcă. Ce-o fi zis? Băi, dacă n-ai prins-o pe prima, ia-o pe a doua. Nu, a văzut că n-am prins-o, a văzut că n-am venit la TikTok, la hațe cu barca. Ce a zis? Hai să găsim o altă soluție. A stat. Mi-a trimis lebădă, a zis să mor pe lebădă. N-am putut, nu m-am urcat. Până la urmă, credeți, mi-a trimis private jet-ul. E un cadou, de fapt, să repet. Direct cu avionul, oameni buni. Direct de la București către Hatzec. Nu l-am luat încă. N-am putut că trebuia să vină. N-ai făcut check-in-ul. Da, n-ai avut check-in-ul făcut. Dar băiatul respectiv, Florinel, ne-a cântat o piesă pe care au lansat-o, nu știu, de foarte mult timp. Săptămânile trecute. Da? Nu știam exact. Dacă nu mă înșel. Și am cerut eu să ne cânte și cereau foarte mulți oameni în comentarii și fix atunci cum intrase Iancu, i-am zis dacă a venit Iancu, zic dedicație din partea mea pentru Iancu. Și a cântat o piesă super. Dacă vreți să vedeți TikTok, puteți să-l găsiți la mine pe YouTube, pe TikTok l-am pus. Da, uite, apoi avionul și lebăda, piele de găină mi s-a făcut. A fost super. Doamna Dumitru, Daniela, Balaci, care o salutăm și este activă și la contul meu de TikTok și la contul tău. Și pe Facebook, și pe Instagram. Da, am primit și o provocare să merg și eu la meciul lui Iancu. Dacă o să fiu în țară sau o să mă pot duce, o să mă duc cu siguranță, pentru că îmi doresc chestia asta. Ce provocări, mai am foarte multe provocări pe care le-am lăsat în urmă. Cu tine am și provocări pe care le-am lăsat în urmă. Adică ce vrei să zici? Gen, am avut meciuri și am restanțe. Da, pe eu atunci când am început să intri pe live-uri și așa și vreau să jucăm, nu prea vroiai tu. Acum te văd dispusă și la provocări. Dar nu la genul ăla de provocări pe care le-aș da practic unor băieți. Practic aș putea să joc cu tine pe niște provocări funny, distractive și de răbdare. Practic, nu știu, uite, de exemplu să măsori un perete cu o scobitoare, să numeri 2222 de babe de orez. Uite, pe TikTok la meciuri mulți se chinuie să facă spectacol, dar Bianca este natural. Mulțumesc, dar chiar nu mă chinui. Adică provocări din acestea juca cu tine, sincer. Da, păi nu am mai făcut genul acesta de provocări. Adică dacă ai fi să-mi dai provocare, mi-ai dat să număr 1000 de babe de orez? Nu, n-ai înțeles. 2222 de babe de orez. Sau să măsori un perete cu o scobitoare. Mhm. Eu ți-aș da ție să vorbești cu frigiderul. Ok. Cu televizorul. Asta o mai fac, uite, chiar și acum o fac. Să storni în cap gel de duș. Chestii din astea.
Nu știu. Dacă o bați. Bine ai spus, da, doamna. A zis bine, doamna, că mine. Dacă mă bat. Eu știu că ai o comunitate puternică, dar nu uita că și eu am o comunitate puternică. Da. Pentru susținătorii tăi îi anunț că și eu, la rândul meu, am devenit ușor, ușor, au început să mi se alăture și dintre voi bibișori, care mă susține și așa, dar evident, n-am cum să-mi creez vreo așteptare că mă veți susține pe mine într-un meci cu Bianca, e logic, nu? N-aș putea să fac treaba asta vreodată, să vă pun să deveniți într-o parte, adică în partea mea, pentru că ar fi imposibil să vă cer treaba asta. În schimb, leuții mei, care ușor, ușor să fac cunoscuți pe această platformă, își fac simțită prezența cu vârf și îndesat, iar asta e posibil să vedeți chiar de săptămâna viitoare, când m-am decis totodată să lupt și eu pentru topul ăsta. Pentru că au venit din ce în ce mai mulți oameni care mă vor în top. Iar de săptămâna viitoare, practic, de duminica aceasta, de după joculețul de la ora 12, seara de la ora 00:00, voi juca pentru top. Pentru toți oamenii care mă susțin și vreau să fie alături de mine, cum și eu voi încerca să fiu alături de ei cât de mult pot. La ce vă referiți, doamna Silvia? Că nu am înțeles ce emisiune să vă trimit. Pasta de dinți în păr, da, e și asta o variantă. Adevărul, așa se preferă, așa se... Da, am stat și că ceva n-ai văzut cum să încap Bianca la provocare sau mâini. Mulți cred că o face intenționat ca să facă mizerie. Deci, da, am stat aseară, am stat în cap. Gen, am încercat, nu am stat. Am încercat să stau în cap. Când... E, ușor, ușor, cu timpul, vei reuși să stai din ce în ce mai mult. Da, nu, și a fost oricum ciudat. Am avut și de făcut flotări. Și n-am putut să le fac și m-a trebuit să... Parcă și eu ți-am dat. Sau nu genul ți-am dat. Nu, genoflexionial. Eu ți-am dat genul. Flotări, nu. Și, sincer, am zis, nu știu să fac flotări. Și a zis, ok, poți stai în genul. Și a stăteam în genul, zici că făceam mătănii. Și spuneam despre comunitatea lui Radu. Radu de la Puterea Dragostei. Uh-huh. Mă punea el să zic ceva pe acolo. Cam târziu face TikTok-ul. Ce am observat că cam toată lumea face live-urile foarte târziu. Da, sunt anumite ore, de exemplu, de pe la 7 începe lumea să intre pe TikTok și să stă până dimineața. Da. Eu în ultima perioadă am ajuns să mă mai la televizor și să adorm pe TikTok, să mă trezesc în TikTok. Ceea ce nu e un lucru tocmai bun. De provoacă puțin dependență, ce-i drept. Da. Încerc să mă detașez. Așa cum mulți dintre voi probabil ați văzut astăzi la mine pe live, în drum spre emisiune eram pe live pe TikTok. Mulțumesc, doamna Mirela, doamna Luminița, vă pup. Da, haideți să mai lăsăm TikTok-ul. Înțeles, e destul de greu de înțeles acest TikTok. TikTok. E destul de greu. E platforma cea mai puternică la momentul actual. Nu? Toată lumea o urmărește. Noi suntem prezenți acolo și e normal. Mai vorbim și despre acest lucru. Da, tu știi că peste 2 zile e Dragobetele. Tu știi că peste 2 zile vom fi tot singuri ca de Valentine's Day. Păi, asta mă gândeam și eu. Zic, e posibil să fim tot singuri. Sau îți facem cu vreo surpriză. Sau îi faci tu lui. Nu m-am gândit la asta. Think that. Pentru că eu și cu Iancu nu sărbătorim doar la sărbători. Noi avem orice zi la dispoziție. Dar e puțin distanța. Dar oricum o să vezi și la Hațec. Tot am zis de vreun an, tot zic că mă duc. N-am fost ce-i drept. Dar o să mă duc. E frumos el orașul, să știi. Liniștit. Mie mi-ajunge că Iancu acolo, adică chiar și mama Geta. Deci eu, bine, să fiu sinceră, mai mult pentru mama Geta mă duc și după pentru Iancu. Recunosc. Nu cred asta. Zic eu. Eu în general am cu mamele băieților, nu știu de ce, îmi place să fiu mai apropiată decât cu băieții.
Și cu siguranță dacă o să merg la Hațe, cred că mai mult timp o să petrec cu mama Geta decât cu Iancu. Dar tu, Ștefan, dacă ar fi să ai o iubită peste două zile, ce cadou i-ai face? Greu de crezut că voi avea. La mine nu e greu. Ce cadou i-aș face eu? Pe mine. Păi, nu cred că e de ajuns. De ce? Nu știu, pentru că e frumos să oferi un dar. Cred că cel mai frumos dar în unele momente e să oferi ceea ce ești tu. Nu neapărat un lucru material. Eu nu sunt de acord cu asta. Dragostea nu se arată printr-un lucru material. Dragostea se arată, dragostea se arată prin ceea ce faci tu zi de zi față de, de acea persoană care e lângă tine. Da, dar deja tu ești în zona cealaltă. Aia e o atenție. Aia e o atenție. Cadou despre un lucru da, material. Aia este o atenție. Nu știu, pentru mine contează foarte mult și cadourile. E o atenție care nu trebuie oferită de zi speciale. O atenție, atenția aia cred că e mai semnificativă atunci când nu se așteaptă. E, tă dragul bete de Valentine's Day se așteaptă toate fetele să primească câte ceva. Eu prefer, da, hai să zici un buchet de flori, o brățărică, o ceva, știi? Dar în schimb, când faci o surpriză de genul ăsta când nu se așteaptă, parcă e acel ceva care vine cu un plus, vine cu... Mie îmi place mai mult când e sărbătoare așa spontan, fac și spontanul zinu și îmi place să primesc spontan, dar prefer mai mult când știu că e ocazie, ca să fiu și pregătită. Nu știu, depinde acum de fiecare fată. O surpriză pentru Iancu la Hațeg. Vezi, toată lumea te trimite la Hațeg. Da, din păcate nu-mi permite foarte mult timpul, poate în martie, la sfârșitul lui martie, poate o să reușesc să ajung. Nu sunt tristă, nu sunt tristă. Sunt foarte obosită, m-am culcat la 7 și e a doua zi că mă culc la 7 și de asta sunt așa, nu sunt tristă absolut deloc. TikTok-ul ăsta. Nu de TikTok. Nu de TikTok. La TikTok am stat până pe la vreo 1 și ceva și după am vorbit la telefon până dimineață. Care a fost cel mai tare cadou pe care l-ai dat unei persoane? Cel mai tare? Eu zic că pot să zic cel mai scump. Se pune cel mai scump? Adică eu aveam un telefon mai puțin performant decât telefonul pe care l-am cumpărat persoanei respective. Ăla a fost cel mai scump. Nu știu, l-am dat destul de mult. 1000... Nu știu cât era, aproape 8.000 de lei e la telefon. Nu pot să... Eu rămân pe clasic. Nu știu, știam că își dorește foarte mai ales că, mult. Mai ales că în ultimii ani, dragobetele m-a prins singur. Pe Valentine's Day, dragobetele m-a prins singur, așa că... N-am făcut! Eu da, de multe ori. N-am. Nu știu, de multe ori îmi place să ofer haine băieților, că știu că atunci când se îmbracă se gândesc la mine. Sau și accesorii, dar depinde, nu toți băieții poartă accesorii. Am mai dat parfumuri. Îmi place mult să aleg eu parfumul băiatului. Ce-am mai oferit? Nu mai amintesc ce-am mai oferit. Nu știu, îmi place să ofer și mâncare. Ca și surpriză, sau dulciuri, sau așa. Și chiar și ieșiri. Ieșire la nu știu ce, la un restaurant, la o cină, la... Da, genul ăsta. Sau chiar și vacanță. La un city break. Da, chiar și vacanță, da. Teodora te întreabă, Ștefan are iubită? Nu. Tu ai dat cadouri scumpe, acum realizăm că nu am meritat. Da, este adevărat, dar sincer eu nu mă gândesc când ofer cadouri. Nici în general nu mă gândesc când ofer, pentru că ofer cu drag. Nu-mi pare, n-am păreri de rău. După ce mă despart. Doar un cadou l-am oferit odată. Fostului meu. I-am oferit un lanț. Un colier așa, foarte drăguț. Ceva argint, aur, nu mai știu ce era. Argint. Și prietenul lui era foarte gelos.
că el nu primise nimic de la iubita lui sau nu știu dacă avea, nu mai țin minte, și l-a rupt. Și am ajuns acasă și l-am văzut, gen, tăiat fâșiuțe. Și am spus, dar de ce e așa? A, că eu l-am rupt din greșeală. El, de fapt, n-a vrut să-mi zică că, de fapt, prietenul lui l-a rupt. Wow. Da, și am aflat că, de fapt, celălalt, că prietenul lui îl rupsese și i-am spus că de ce ai făcut ăla. A, păi nu am vrut să te iei de el și așa, dar am spus, dar de ce ai rupe un cadou? Adică făcut din suflet. Și... Am fost supărățică puțin, sincer. Dar nu mi-a părut rău. Până la urmă contează tu să te simți bine că oferi un cadou. Eu mă simt mai bine când ofer decât atunci când primesc. Chiar să vedem. Da, e o chestie pe care o faci din suflet atunci când oferi un cadou și te simți într-un fel sau altul bucuros pentru bucuria celui de lângă tine. Când îi oferi un cadou. Sentimentul ăla, momentul ăla când știi că îl faci fericit sau așa. Da. Și... Vine o perioadă foarte grea pentru mine, nu știu de ce. Da, pentru că nu suntem triști. Nu suntem triști. V-am spus, eu sunt foarte obosită, m-am culcat la 7, am cercările foarte mari. Iar eu, nu dacă ar fi să spun de ce sunt obosit, mă, oameni buni, asta așa, pentru final de emisiune, mi s-a aruncat așa o provocare pe care am acceptat-o, iar mâine seară aștept un răspuns din partea promoterilor. Și este posibil ca în data de 10 și eu să am meci în aceeași gală cu Iangu. Deci, acum să vedem cu cine. Mi s-a spus un nume, am acceptat. Mai rămâne de decis condițiile contractuale și dacă promotorul este până la urmă și el de acord cu acest challenge. Și mă pregătesc ca după emisiune să mă duc la sală, pe aia să ajung acasă, să mă recuperez mâine și iarăși. Da, și spuneam că urmează o perioadă foarte grea. Cred că, bine, nu cred că pentru mine, cred că în general pentru oamenii care oferă cadouri, pentru că vine 1 martie, 8 martie. Pentru mine e foarte dificil. O să mă ascund într-o peșteră și nu o să pot oferi nimănui nimic. Nu-mi place să nu ofer, dar nici nu-mi place să ofer ceva ce știu că nu-i place acelei persoane, doar că trebuie. Vreau să ofer ceva ce știu că folosește și îi place exact. Și... Da. Exact. Mulțumesc, doamna Mariana Tuchiu, mulțumesc. Bună, Ale, bună. Uite, îți spunem bună. Te pupăm. Mulțumim, doamna Angela Corina. Mulțumim frumos. Ștefănuț, ești un super fain, nu? Succes maxim în viață. Mulțumesc frumos, asemenea vă doresc și eu și vă mulțumim că sunteți lângă noi din toate punctele de vedere. Chiar apreciem și ne dați putere să facem atât de multe lucruri încât să vă ținem aproape de noi, să vă surprindem cu lucruri plăcute și să vă aducem așa în fiecare zi zâmbetul pe buze de care aveți nevoie și pe care nu trebuie să-l pierdeți niciodată, așa cum îmi place mie să spun și mă repet, că noi suntem niște firi vesele, mai avem și momentele noastre ca de dovadă. Astăzi nu prea și ne cam cerem scuze pe tema aceasta, însă ne ajunge și pe noi. Oboseala, că suntem oameni. Doamna Iulia zice, așa serios ai început, de credeam că deja ți-ai găsit iubita, Ștefan. Nu. Nu, am spus. Anul acesta nu mă mai grăbesc, nu mă mai duc cu capul înainte, dacă ar fi să vină, să vină de la sine și să vină așa natural. Știi cum e, ca o barcă care e lăsată să meargă cu pânzele sus, suflată de vânt? Nu suntem, Alina, nu suntem triști. Cam așa. O să fiu eu anul ăsta, ca o barcă cu pânzele sus, lăsată pe apă și purtată de vânt. Unde vrea, în fiecare port sau într-un singur port, depinde. Deocamdată pot spune că
Am aterizat în mai multe porturi. Acum... Na. Da. Eu zic să-i lăsăm pe oameni. Pentru că... Da, suntem obosiți. Să aveți o seară minunată. Ne vedem joi de la ora 18 fix pe canalul Wow News, pentru că avem un episod care promit eu că să vă placă la nu te supăra, frate. Dacă e ăla care cred eu că e, o să vă placă rău de tot. Trebuie să urmăriți. Cu accidentări. Oh, Doamne. Iar tot joi de la ora 18 alături de Sorin la Talk About TikTok, îl vom avea alături de noi pe Adrian Țimpoi sau, așa cum îl știți cu toții de pe platformă, TMB. În rest, cât despre mine și despre Bibi, nu uitați că duminică de la ora 12 aveți un joc super, super interesant cu niște alegeri grele. Și suntem chiar curioși să vedem ce ați fi ales și voi. Să ne scrieți în comentarii duminică la ora 12. O seară minunată, pupici! Vă pupăm! Seară frumoasă!